Haideți să ridicăm mâinile noastre și să spunem, Tatăl Ceresc, mă pocăiesc că am încălcat legile tale, armonia ta, la tine este totul ca la Dumnezeul ordinei. Dar la mine a fost un haos, dezordine, neînțelegere, neglijare cuvântului tău, nerespect față de oamenii tăi. Am rătăcit, Doamne, și astăzi mă pocăiesc. Mărturisesc păcatele mele în numele lui Isus Hristos. Și îți mulțumesc, Doamne, pentru că mă ierți, pentru că mă curăți. Și eu primesc tot cuvântul tău, toate legile tale, autoritatea pe care ai pus-o deasupra mea. Eu primesc oamenii lui Dumnezeu și îți mulțumesc că toate promisiunile pe care le-ai dat în cuvântul tău se vor împlini pentru mine și în această viață și în viața veșnică. Eu îți mulțumesc că tu mă ierți și mă curăți în numele Lui Isus Hristos. Amin.